seara aceasta vom citi din Doi Împărați, capitolul 2, începând cu versetul 15 până la finele capitolului. Doi Împărați, capitolul 2. Fii prorocilor care erau în fața Erihonului, când l-au văzut, au zis, Domnul lui, Duhul lui Ilie a venit peste Elisei și au ieșit înainte și s-au închinat până la pământ înaintea lui. Ei au zis, iată că între slujitorii tăi sunt 50 de oameni viteji. Vrei să se ducă să caute pe stăpânul tău? Poate că Duhul Domnului l-a dus și l-a aruncat pe vreun munte sau în vreo vale. El a răspuns, nu-i trimiteți. Dar ei au stăruit multă vreme de el și el a zis, trimiteți-i. Au trimis pe cei 50 de oameni care au căutat pe Ilie trei zile și nu l-au găsit. Când s-au întors, Elisei, care era la Erihon, le-a zis, Nu v-am spus să nu vă duceți? Oamenii din cetate au zis lui Elisei, Iată, așezarea cetății este bună, după cum vede domnul meu, dar apele sunt rele și, ța și țara este stearpă. El a zis, aduceți-mi un blid nou și puneți sare în el. Și i-au adus. Apoi s-a dus la izvorul apelor și a aruncat sare în el și i-a zis, Așa vorbește Domnul, vindec apele acestea, nu va mai veni din ele nici moarte, nici sărpiciune, sărpitură. Și apele au fost vindecate până în ziua aceasta, după cuvântul pe care îl rostise Domnul. De acolo s-a suit la Betel și pe când mergea pe drum, niște băiețași au ieșit din cetate și și-au bătut joc de el. El îi ziceau, suete pleșuvule, suete pleșuvule. El s-a întors să-i privească și a blestemat în numele Domnului. Atunci au ieșit doi urși din pădure și au sfârșit 42 din acești copii. De acolo s-a dus pe Muntele Carmel, de unde s-a întors la Samaria. Amin, să ocupăm locurile. Am studiat viața lui Ilie și. Am fost cu toți impresionați de omul acesta așa de deosebit și ne-am gândit că ar fi bine să continuăm să studiem viața lui Elisei, cel care vine după Ilie, ucenicul lui Ilie. Și în seara aceasta, din textul pe care l-am citit, am vrea să ne concentrăm asupra unui subiect pe care să-l numim Elisei se afirmă ca și profet al Domnului. Elisei se afirmă ca și profet al lui Dumnezeu. Ilie, când l-a chemat pe Elisei, a aruncat mantaua peste el, un gest foarte comun, probabil, prorocilor din vremea aceea, și Elisei a înțeles că vrea să-l cheme Dumnezeu în lucrare și va fi de acum încolo ucenicul lui Ilie. Observați, la plecarea lui Ilie la cer, Elisei a dorit o îndoită putere, o îndoită măsură din Duhul care era peste Ilie. Și spre surprinderea lui, la plecarea cu carul de foc al lui Dumnezeu spre ceruri, uitându-se sus și strigând, Părinte, Părinte, carul lui Dumnezeu și călărimea lui, a văzut că pică ceva de sus. A venit din nou mantaua lui Ilie, peste Elisei. Elisei a primit mantaua lui Ilie. Ce observăm este că odată cu mantaua profetului, uh, Ilie își încearcă chemarea, dacă vreți, o pune la probă. Lovește cu mantaua apele Iordanului. Parcă este furios, parcă este dezamăgit. El ar fi așteptat altceva de la Ilie să vină să-i dea ce știu eu vreo diplomă, în care se scrie foarte clar că este îndreptățit la jumătate, mai mult, o îndoită parte din, din Duhul care este peste Ilie. Și vine o manta. Și ce manta? Una veche, de păr, ciudată. O manta care l-a făcut ciudat pe Ilie, pe oriunde se ducea. Lumea îl știa după mantaua asta. nu? Se spune că Einstein avea un singur palton și umbla tot cu paltonul la peste tot. Când a venit în America, niște prieteni au zis, băi, nu te mai duce cu nenorocitul ăsta de palton, uite cât e de murdar și de vechi și rupt și vai și amar. Zice, da mă, dar zice, aici mă știe toată lumea, nu are nimeni treabă cu mine. Și în America nu mă știe nimeni, iar nimeni are treabă cu mine. Nu? Dar când ești un proroc nu, al lui Dumnezeu și ești cunoscut după îmbrăcămintea asta, și o las și moștenire cuiva. Nu cred că Eliseu a fost foarte desamăgit. Eu am cerut o îndoită parte din Duhul care este pe el și el îmi dă mantaua asta. A făcut-o sul și a dat că e nervos de apele ordanului și l întrebat unde este Dumnezeu lui Ilie. Și era acolo același Dumnezeu care a despărțit apele la cererea lui Ilie, la fel s-au despărțit apele vom observa că Elisei începe din pasajul citit în această seară o etapă în viața sa de a-și cuceri titlul de proroc. Pentru că titlul ăsta nu se transferă. Cred că una dintre erorile majore și fundamentale a liderilor tineri este că ei cred că odată cu titlul care ei îl capătă undeva, au deja toată autoritatea. Nu e adevărat. De deci, aceea este și goana asta multora după tot felul de titluri, pentru că oamenii cred cu naivitate că odată ce ai dat un titlu, deja el este ce spune titlul. Nu e adevărat. Trebuie să cucerești galoanele acelea. Încă o dată. Am știut lucrul ăsta foarte clar când am venit, de exemplu, în Arizona. Știam că trebuie să o iau de la zero. Toată experiența mea, tot ce a fost în Chicago, a murit în Chicago. Trebuia să iau de la zero. Galoanele întotdeauna trebuie câștigate din nou. Când se schimbă locul, trebuie recucerită din nou autoritatea. Fii prorocilor care îl urma să răpe Elie trebuiau cuceriți și ei. Trebuiau și ei să fie uh, uh, cuceriți pentru a fi uh, suporterii lui Elisei. Nu erau până acum. <coughs> Iată, în această seară, trei episoade din viața lui Elisei, prin care el demonstrează că este în uh, direcția aceasta de a-și uh, afirma uh, slujba lui de proroc, uh, de a se afirma ca și profet, de a-și cuceri, dacă vreți, galoanele de profet. Ce se întâmplă când fiii prorocilor care erau în fața Erihonului au văzut cum Iordanul se despică și trece Elisei ca și Ilie, au spus, Duhul lui Ilie a venit peste Elisei. Și au ieșit înaintea lui Elisei și s-au închinat până la pământ înaintea lui. Să știți că întotdeauna minunile strânesc închinare. Din păcate, închinarea foarte ușor este direcționată într-un mod greșit, sau la o persoană greșită. În loc să ne închinăm lui Dumnezeu și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru minunile care le face, ne închinăm celor prin care credem noi că Dumnezeu face minuni. Ne închinăm făcătorilor de minuni, zicem noi, și uităm că, de fapt, cel care face minuni este Dumnezeu și nu oamenii. S-au închinat în fața lui Elisei, dar asta nu n-a însemnat deloc că l-au și acceptat ca și lider, ca și conducător al lor. Au recunoscut minunea, au recunoscut prezența lui Dumnezeu, dar nu l-au recunoscut ca și lider al lor. Observați imediat, ei spun, vrei, vrem să trimitem să-l caute pe, pe Ilie. Pentru că Ilie fusese liderul lor, dispăruse liderul lor și voiau să-l caute. Au venit cu propunerea aceasta. Imediat după închinare, au venit cu o propunere. Nu l-au întrebat, tu ce spui? Nu? Acum tu ești liderul nostru, ai rămas în locul lui Ilie, ce poruncește uh, Domnul nostru? Ce să facem? Nu, au deja ideile lor pe care le transmit uh, în locuitorului lui Ilie. Propunerea fiilor prorocilor este să formeze imediat o echipă de intervenție, au 50 de bărbați, toți războinici, toți oameni vânjoși, se vor duce să-l caute pe Ilie. Poate că Duhul Domnului l-a dus și l-a aruncat pe vreun munte sau într-o vale. Asta da credință, nu așa? Au fost cu Ilie o perioadă lungă de timp. Ilie le-a spus că Dumnezeu îl răpește la cer. Înainte citim că ei știau că Ilie va fi răpit la cer. Și cu toate astea, după ce Elie dispare, zice, poate, da, l -a dus, dacă l-a dus pe vreun deal pe aici, dacă l-a scăpat pe undeva pe, pe vreo vale, haide să mergem să-l căutăm pe stăpânul nostru, pe domnul nostru. Elisei știe cum să procedeze în momentul acesta. Este un moment de criză. El nu le spune, no way, Hosei. Acum eu sunt în locul lui Ilie, de acum ascultați de mine. Uite care se poruncă stați cu minți, vedeți-vă de treabă, Ilie este la cer. Ăștia insistă, deși el răspunde uh, prin cuvintele credinței, nu-i trimiteți pentru că eu știu bine unde este Ilie. Ilie este cu Dumnezeu în ceruri, dar uh, are opinie doar, opinia sa este, nu este poruncă pentru ceilalți. Ei insistă, spune Sfânta Scriptură, că au insistat, ei au stăruit multă vreme de el, nu aveau de gând să asculte părerile lui Elisei, aveau ei părerile lor. Probabil spuneau, ăsta este prea tânăr, proroc, ca să ascultem de el, trebuie să asculte de noi. Eu am auzit pe cineva care spunea așa, ne aducem noi un păstor tânăr să-l formăm noi. <laughs> nu? noi îl formăm, ne-l formăm noi cum vrem noi, să asculte de noi. Wow! Interesant, nu-i așa? Eu am cunoscut în România, era un avocat, a ajuns pe urmă un judecător, unul dintre puținii fii ai satului meu, care a ajuns o mare, și ce și-a și spus asta? El se duce în sat, ia o fată din sat și o formează el să fie nevasta lui. O crește el. O educă el pe asta. Știți ce s-a întâmplat? L-a educat ea pe el. S-a -a apucat de băutură, și-a ruinat viața, și-a murit înainte de, de vreme, pentru că nu poți să formezi pe nimeni, domnule. Nu poți să formezi pe nimeni. Nu v-ați convins deja? Surorilor. De câți ani tot încercați să-l îmbunătățiți pe soțul dumneavoastră? Nu merge, domnule. Nu merge deloc. Dar să îți educi profetul, nu? Ăsta nu știe Domnul. E, e proroc începător, ăsta abar n care e situația. Și-au insistat la, de, de Elisei. Și Elisei, cu minte, și trebuie la început să fii cu minte, nu? Nu poți să faci mari schimbări. A, îi lasă. Îi lasă să se ducă în cercetare și să ducă ăștia trei zile și umblă pe toate dealurile, pe toate văile, vin cu concluzia care știa, o știa Elisei de la bun început. Îi mustră părintește, nu v-am spus eu să nu vă duceți? V-am spus, dar n-ați ascultat pentru că sunteți încă la început, voi nu vreți să ascultați de mine pentru că opiniile voastre încă sunt mult mai puternice decât părerile mele, și Elisei înțelege că el este într-un proces de a-și câștiga autoritatea în fața acestor oameni. El, cu mantaua lui Elie, n-a primit și autorizația de proroc peste Israel. Încă liderul natural al acestor proroci era Elie, nu era Elisei. Și Elisei știa că trebuie să-și cucerească autoritatea în fața acestor proroci și de aceea nu și exercită autoritatea față de ei, ci zidește mai degrabă încredere. Se convingă singuri că Elisei are dreptate. E dureros, trei zile trebuie să umble aiurea, dar acum este sănătos, toți spun, să știi că a avut dreptate fratele Elisei. Nu? Dacă fratele Elisei spunea, nu pleacă nimeni, la porunca mea toată lumea stă aici și ascultă predica mea cred că era un dezastru total, nu? Cineva a spus că în ziua în care bați cu pumnul masă și spui eu sunt șef aici, în ziua aia ai încetat să fii șef acolo. Știa foarte clar Elisei aceste lucruri și a lăsat pe oameni. I-a lăsat să încerce, i-a lăsat să vadă că el are dreptate. Trei de căutări zadarnice îi convinge pe oamenii aceștia că Elisei este omul lui Dumnezeu, Ilie este la cer, nu este pe vreun deal, pe vreo vale undeva aruncat, ci este cu Dumnezeu în ceruri. Următorul episod care începe de la versetul 19 este vindecarea apelor din Ierihon. După o decizie înțeleaptă pe care o ia omul lui Dumnezeu, urmează o intervenție uh, creativă. Help me, guys! A, așa, intervenție creativă. În Erihon este o criză, criză de apă. E, e adevărat, este pustiu, uh, dar și apa care este, este rea. Uh, produce boli, oamenii nu pot să o consume, Țara este stearpă, toate răsadurile care le udă cu apa asta mor, sufere o întreagă cetate. Și oamenii intervin la Elisei. Poți să faci ceva pentru cetatea noastră? Ia, uite, cetatea este bună, este așezată bine, este bună de locuit în ea, după cum vede și om, Domnul meu, dar apele sunt rele și țara este stearpă. Poți să faci ceva? Știți că Ilie a locuit și el o vreme în Ierihon. Nu știa Ilie de problema asta? Ba da, cred că, cred că știa. De ce oare Ilie n-a făcut nimic? De ce nu s-au dus la Ilie să rezolve problema asta? Nu știm. Probabil s-ar fi temut de mantaua lui de, de păr. S-ar fi temut că ăsta când se roagă vine, vine apă din cer, nu din izvor. Ăsta când se roagă vine foc din cer, nu? E riscant să te duci cu minuni din astea mici și la oameni care fac minuni mari, nu e așa? Oamenii intervin la Elisei și spun, poți să faci ceva, poți să ne ajuți. Și Elisei are o metodă foarte interesantă. Dacă citim istoria lui Elisei, multe din minunile pe care le-a făcut Ilie le-a repetat și Elisei. L-a imitat pe uh, Părintele lui spiritual, pe liderul lui. Dar de data asta, Elisei face o minune foarte originală, foarte, foarte neobișnuită până atunci. Cere un blid nou și cu sare în el și se duce la izvorul apelor și toarnă sarea aceea în izvorul acelor ape. Nimeni nu -a mai folosit până atunci metoda asta. Nu? Să vindeci cu sare. Și cu un blid de sare, nu? Mă rog, dacă ar fi fost ce știu, un camion de sare, probabil că s-a mai întâmplat ceva, dar cu un blid de sare. Oare de ce a apelat Elisei la lucrurile astea, la sare și la blidul acela? Credeat, cre, cred că voia să materializeze cumva în ochii oamenilor și în mintea oamenilor minunea. Să abată atenția de la el la altceva, pentru că a văzut că atunci când a dat cu mantaua, aia toți s-au închinat înaintea lui. Nu voia să se închine cetatea asta înaintea lui, el voia închinarea înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea sa. Metoda asta lui Elisei este originală. După ce aruncă sarea, rostește prorocia asta, așa vorbește Domnul vindecă apele acestea, nu va mai veni din ele nici moarte, nici stârpitură. De azi înainte, apele acestea vor fi vindecate de, de Domnul care le vindecă acum pentru cetatea Ierihonului. Și apele au fost vindecate chiar în momentul acela. Elisei comunică voia lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu pentru această criză în care se găsește. Aici vreau să adaug ceva este nevoie de creativitate. Pentru că Dumnezeu ne-a făcut pe fiecare dintre noi unici. Nu există un alt om pe lume, n-a fost, nu este și nu va fi așa cum ești tu. De aceea contribuția ta la umanitate, la lucrarea lui Dumnezeu, este foarte specifică. Nimeni nu poate cânta ca și tine, nimeni nu poate vorbi ca și tine, nimeni nu are aceeași atitudine cum ai tu tu poți să faci ceva unic pentru Dumnezeu. De aceea nu te teme să fii original. Noi suntem fascinați de oamenii mari, nu e așa? Cred că Elisei uh, ar fi avut toate șansele nu, să fie fascinat de Ilie. Ilie a fost un om unic în, în toată istoria. A făcut minuni extraordinare. Și ce, ce aș putea să spună Elisei? Vreau să calc pe urmele înaintașului meu. Am fost ales să fiu robul lui. Am să mă port la înălțimea celui care m-a chemat. Am să mă îmbrac ca el, am să vorbesc ca și el, am să fac minuni ca și el. Era un al doilea Elie, probabil o copie nereușită a lui Elie. Oamenii vor să imite. Știți că în lumea noastră sunt mai mulți imitatori decât creatori? Se pare că până la 70 și ceva la sută din oameni toți imită ceea ce fac alții. Dacă îți vopsești casa verde pe stradă, te asigur că mai sunt vreo doi care o să o facă verde. Ok? Toate că aici nu-i voie, domnule, în culorile care le plac alții, nu ție. Nu. Avem surori care sunt foarte disperate și au cumpărat o rochie și mai, mai sunt vreo două surori, trei care și-au cumpărat exact aceeași rochie. Wow, teribil. Să nu mai spun de mașini, nu? Dă boala noi de, de numai. Așa, unul după altul imităm, facem ce fac ceilalți. Nu e rău să imiți exemple bune. Dar Dumnezeu te-a făcut un original. Fii așa cum ești, nu mai imita pe alții. Eu am cunoscut niște oameni care imită pe alții. Au fost așa de fascinați de niște oameni mari, că pur și simplu s-au dedublat. Ei au dispărut și a apărut o copie a lui fratele ăsta. Nu? Eu n-am vrut să primesc pe unul în biserică, pentru că am spus, îmi pare foarte rău, dar dacă dumneavoastră ai fi original, m-ar fi fain, dar îl, imiți pe fratele și am spus pe cine îl imită. S-a supărat foarte rău pe mine. Dar era enervant, domnule, să-l vezi, el, profesor de limba română, nu vorbea stâlcit ca un evreu. Nu? E teribilă chestia asta. Este îngrozitoare. În Timișoara era un frate care așa de mult era fascinat de Dionis Giuchici. Dionis era un zidar, dar un zidar foarte inspirat. Scria poezie, compunea cântări, și cineva a fost atât de fascinat de el, încât a devenit un al doilea la Dionisie. Cum Dionisie avea o vorce așa mai... Și ăsta așa tot așa vorbea, ca și fratele Dionisie. Dionisie avea un obicei, un tic al lui, nu știu de unde, făcea așa, mai curăța buză. Și ăsta făcea tot la fel, doamne. Teribil, e, e îngrozitor. Oameni care pur și simplu, nu numai că fură personalitatea altuia, nu? Dar nu mai, nu mai sunt originali. Știți că Dumnezeu nu face copii, face original? Oameni, tu ești un original. N-a fost, nu este și nu va fi nimeni ca tine. Fii original. Ai curajul să faci ceva ce se potrivește cu tine și nu imita pe alții. Nu fă ce fac alții. Nu umbla pe drumurile pe care umbla alții. Modul asta de a imita este, este teribilă, nu numai pentru existența noastră de fiecare zi, dar veți vedea cum bisericile imită una pe cealaltă. La un moment dat, în Chicago, când aveam ședință de comitet, discutam și spuneam, mă, fraților, aveți grijă ce hotărâți, că el ați vin după noi, fac exact ceea ce facem noi. Noi trebuie să gândim și pentru el alții. Nu? Dacă noi am vrut să ne cumpărăm autobuz ducem femeile bătrâni la biserică Și-o cumpăra și-aia autobuz Ba chiar înaintea noastră Când au zis că noi vrem să cumpărăm autobuz Practic ni l-au cumpărat pe, no pe a noastră. Nu așa, e așa Ionica? Frate a Asta s-a întâmplat cu noi Ia Imitația E bună dacă găsești pe cineva Să faci și tu ceva bine Ce l-a făcut omul ăla dar fii original. Ai curajul să faci ceva original. Elisei ne zice, dar cum să vinde cu apele astea, domnule? Oare ce-au făcut Ilie? Nu? Ce-ar fi făcut Ilie acum? Nu. El a avut o idee originală. Un, un blid nou, cu sare, s-a dus și a rostit prorocia și apele au fost vindecate. Un al treilea lucru prin care Elisei uh, își uh, afirmă chemarea lui de proroc și își câștigă reputația, dacă vreți, așa ca proroc al lui Dumnezeu, este o demonstrație a autorității sale de profet pe care o găsim de la versetul 23 la 25. Interesantă este formularea aceasta a lui Cornilescu, niște băiețași, la sfârșit erau copii, cum băiețași sau copii. O traducere, traducerea trinitariană, de exemplu, folosește mai degrabă tineri. Tinerii au ieșit din cetate, niște tineri, niște adolescenți, practic. N-au fost niște copilași care se jucau și ăștia n-au atât aminte să-și bată joc de tine. Ăștia de obicei să tem copii, să tem de oameni mari. Dar când sunt niște adolescenți care n-au suficientă minte, nu, zicea cineva că... Uh, Mark Twain a spus că atunci când băieții ajung la vârsta adolescenței să-i bagi într-un butoi, să pui capacul și să le dai mâncare prin gaură. Să nu ai treabă cu adolescenții. Așa. Au ieșit din cetate, spune, nu știm exact din care, din Ierihon sau din Betel, dar nu contează din care. Și băieții ăștia la grămadă, așa, întotdeauna... Ei la grămadă funcționează spiritul de turmă. Să cred puternici pentru că sunt mulți. Nu? Și își permit să facă lucruri necugetate. Să simt protejați de numărul mare. Suntem mulți. Ăsta e unul singur, dar nu ne bate pe toți. Nu? Și și-au bătut joc de el. Acum, în perioada aceea, să fii pleșuv, să fii el, era o, de, un fel de dezonoare în, în poporul lui Dumnezeu, în Israel. Era, era văzută ca o infirmitate pleșuvia, chelia. Dar nu aici este problema că s-au legat de chelia omului. Okay? Nu asta. Problema este mult mai gravă. Ei au spus suete pleșuvule, care însemna înalt te și tu la cer, chelule. Ok? Asta, asta voiau să spună. Suete. Urcă-te și tu la cer, ca și Ilie. Să vedem dacă ești proroc. Nu era o provocare a unei infirmități, mă rog, nu arăta bine ăsta. Ilie era păros, nu avea și o mantă de păr. Cred că băga groaza în oameni când, când, apărea asta. Și ăsta și alege un ucenic care nu are păr, domnule. Nu? Nu despre infirmitatea asta este vorba. Nu asta îl supără pe Elisei, ci atacul acesta la autoritatea lui Dumnezeu, la autoritatea profetică, și spune, înalță-te și tu la cer acum, pleșuvule, cum s-a înălțat șeful tău, Elie. Sunt referințe clare la înălțarea lui Elie la cer. Era dovada unei necredințe bazjocoritoare. Credința bazjocoritoare. Este un verset, am mai predicat-o din ăsta, E o formulare extraordinară, se spune secăturile jocăritoare, Secăturile bazjocoritoare. Oamenii care își bați joc de credință altora. Ăștia sunt niște secături. N-au nimic în cap, au cap sec. Care își bat joc de credința altora. Okay? Și ce pot să aibă niște băieți, nu? În cap, cred că n-au nimic n-aveau nimica. Erau mulți și la grămadă și și-au bătut șoc de omul lui Dumnezeu. Ha, suete, suete și tu, înalță și tu cărule la cer, așa cum s-a înălțat părosul de șef al tău. Elisei s-a uitat la ei, spune Sfânta Scriptură, s-a întors să-i privească și a blestemat în numele Domnului. Atunci au venit doi urși din pădure care au făcut dreptate. 42 au omorât din băieții aceia. 42 este un, un, pic scary, este, este înspăimântător să te gândești cum poate un om al lui Dumnezeu, nu, să rostească un asemenea blestem. Hm. Probabil că întrebarea ar trebui pusă altfel. Cum poate Dumnezeu din ceruri să pedepsească niște bazjocoritori? Vezi că îi pedepsește. Cred că dacă Dumnezeu nu era de acord cu nervii lui ofensatul ăsta de Elisei, nu, nu s-ar fi întâmplat nimica că nu se conduce urși din pădure, nu ascultă urși de profeți, dar ascultă de Dumnezeu. Și Dumnezeu întotdeauna își apără oamenii lui. Dumnezeu își apără onoarea supușilor săi. Dumnezeu pedepsește necredința jocoritoare a tineretului din cetatea Ierihon sau Betel. Cred că în cetățile astea și în Betel și în Erihon, unde erau niște școli de profeți, erau foarte mulți și necredincioși care râdeau de ei, de oamenii lui Dumnezeu. Așa cum există și au existat dintotdeauna. nu e așa? Câtă umilință și câtă bazocură s-a pus pe noi în România. Cred că ne lipsește asta, că dacă... Am mai auzit din când în când, poate altfel am, am umbla în pocăința noastră. Dar am uitat de ea. Cum ar fi să mergi la lucru în fiecare dimineață și șeful să spună Bine ai venit, mă, pocăilă! Asta să fie salutul de dimineață, nu? Sau la ora 12, când tot se pun la masă, să, fie, să, să găsești un șef, așa cum am avut eu un șef care zicea, măi băieți, cum mâncăm astăzi, ca oamenii sau ca porcii? Și cine nu știa, întreba, dar cum? Zice, oamenii beau înainte de a mânca, porcii nu beau înainte de a mânca. O, asta era diferența. Și diferența era foarte clară, mâncam la aceeași masă și eu, eu nu beam niciodată cu ei. Ei erau oameni, beau bine și urmau bajocurile în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi. Cred că singura mea răzbunare cu el a fost odată când m-au rugat și pe mine să spun un banc. Și singurul care mi-am adus aminte cu atunci a fost un banc cu olteni. Să mă ierte toți oltenii care sunt aici în sală, sper să nu fie niciunul. Păcatul meu, n-am știut că ăsta e oltean, domnule șef. A, știu că ăsta e oltean. Și am zis, știți de ce oltenii nu fac armată? Și eu, nu. Păi, am zis, nu pot să stea cizme în cizme. Hu! Auzi, m-a făcut cizma. De atunci am suferit și mai mult datorită credinței mele, nu? Uh, din partea șefilor mei. Știți că Dumnezeu întotdeauna își apără pe copiii lui? Îi apără. Unde sunt ăia care ne-au baz-jocorit? Unde sunt? Unde este secătura batjocăritoare? Unde este? Dumnezeu își apără întotdeauna supușii Lui. Asta să nu uitați niciodată. Indiferent câtă blamă, câtă uh, bajocură veți uh, suferi în viața aceasta, pentru că Dumnezeu este întotdeauna de partea celuia nedreptățit. Vreau în concluzie să spun câteva lucruri care să nu le uităm. Numărul 1. Galoanele autorității nu se transferă, trebuie câștigate. Trebuie câștigate. O, dacă fratele ăsta la m ar pune pe mine, șef, nu știu unde. Hai să presupunem că te punem. Dar nu o să fii șef acolo până nu câștigi slujba asta de șef, poziția asta de șef. Numai trebuie câștigate galoanele astea. Este o muncă foarte mare. Sunt așa mulți păstori tineri și văd, termină seminarul, să se duc undeva într-o biserică mică și Domnul le falimentează rapid și nu-ți vine să crezi. Cum așa? Pentru că n-a avut răbdare să-i se transfere, să, n-a avut răbdare să-și câștige autoritatea ce l-a crezut că a primit odată cu titlul ăla care i s-a dat. Nu? Trebuie să-ți o câștige. Galoanele autorității nu se transferă, ci trebuie câștigate. Elisei a știut lucrul ăsta. Cred că după întâmplările astea trei de aici, fiii prorocilor au putut spune cam așa. De acum încolo trebuie să ascultăm ce spune Elisei, că ăsta întotdeauna ăsta gândește un pic mai departe decât noi. Ăsta știe un pic mai mult decât noi și să terminăm cu insistențele și cu sfaturile noastre, pentru că probabil ăsta știe mult mai bine decât noi despre ce este vorba. Hai mai bine să-l întrebăm. Hai să ascultăm de el. Ăsta e un om al lui Dumnezeu pentru că atunci când el vorbește în numele lui Dumnezeu, să vindecă capele ale astricate. Ăsta e un om al lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu îi apără onoare atunci când este bajocorit. Numărul 2. Nu imita pe alții. Să imiți nu este foarte rău, dar ține cont că tu ești o creație specială. Fii original. Fii original. Nu te duce pe căile bătute de alții. Nu imita pe nimeni. Nu încerca să cânți ca și alții. Nu încerca să predici ca și alții. Nu încerca să vorbești ca și alții. Vorbește ca tine. Fii. La omul acela pe care l-a creat Dumnezeu, fi natural. Pentru dumneavoastră nu vă enervează predicatorul acum cum apagă la învon dintr-o dată, deci se schimbă vocea, îți dau ochii peste cap, țipă, urlă, fac, imite pe cineva. Fi natural, fi original. Pentru că lumea din jurul nostru are nevoie de tine așa cum te-a făcut Dumnezeu. Numărul 3. Dovedește creativitate în lucrarea pe care te-a chemat Domnul să o faci. Ai îndrăzneală să faci ceva diferit ce n-au făcut alții. Du-te pe drumul pe care n-a umblat toată lumea. Pentru că și terenurile acelea trebuie câștigate. Apucă-te să faci ceea ce n-au mai făcut alții. Știți că unii dintre cei mai grozavi inventatori, la ora actuală în lume vorbesc așa, sunt câțiva români foarte, foarte apreciați. Este o, o tânără din România, a studiat pe aici prin America, acum conduce o firmă foarte mare prin Europa. Este una dintre mințile extraordinare în domeniul programărilor de computere și a securității sistemelor de computere. Un, un geniu extraordinar. Ceva, cineva care face cea, ceva, ceva deosebit. Niște tineri uh, români acum din Cluj au venit cu o idee absolut grozavă, toată lumea din tehnologia asta, dar cum noi nu ne-am gândit la așa ceva? Cum noi nu ne-am gândit la așa ceva? Toată lumea vrea să fie connected, nu e așa? Vrem să fim connected. Sunt idei, una mai înăstrușnică ca și alta, sateliți peste tot, ba chiar baloane ridicate în aer cu antene, Wi-Fi să acopere toată Africa, to toată lumea cu baloanele. Românești au zis, domnule, nu trebuie să facem absolut nimic. Legăm de voce informația, data, de voce. Wow! Au sărit în aer toate companiile de, de, de telefon și de, de, de internet, pentru că toți au zis, cum nu ne-am gândit la chestia asta extrem de simplă? Dacă se aude vocea la telefon la undeva, înseamnă că se poate trimite și data. Ești pot, e, pot să fi conectat și la internet imediat. exact prin același vehicol. Fantastic. Creativitate. Fiți creativi. Și faceți ceva pentru Dumnezeu ce n am mai făcut alții. Este în noi pus de Dumnezeu această capacitate. Folosiți-o. Elisei a zis, dați-mi un blid nou. Blida era pentru mâncat din el, nu? nu? pentru vindecat izvoare. Pune sare în el și minunea a avut loc. Și ultimul lucru care vreau să spun în această seară este că, în ciuda tuturor oamenilor care ți se opun, care îți bat joc de tine, de credința ta, de viața ta, este cineva sus care te va apăra. Domnul își apără slujitorului lui. Nu te apăra, că n-ai nicio șansă. Uh, Imaginați-vă ce caragios ar fi fost uh, Elisei Spune, mă băieți, mă, stați, stați puțin, stați, 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 stați ia, ia veniți aici, hai să vă spună nenea voi ceva <gângătă> Nu, nu e adevărat, domnule Ilie a fost un om mare, a fost răpit la cer, nu? E adevărat, și eu aș vrea să am păr, dar nu am, asta e Nu vă supărați voi pe mine Hai să-i convingem <gâtă> nu, nu pot, oamenii care jocoresc nu pot să fie convinși. Ura este irațională. Prostia este universală, nu? Parcă Einstein a spus că sunt două lucruri infinite. Universul și prostia. Zice, deși de univers nu sunt chiar așa sigur. <laughs> mai ales când ai o turmă din asta de băieți, nu? O turmă de băieți. Doamne, și eram destul de mari, eram clasa 12 și ne-a venit ideea să nu ne mai ducem la clasă toți băieții, mai bine jucăm fotbal. Era mai faină fotbal, De cum să merg la ore, domne. Și au venit dascări, ne-au rugat să mergem la... O, Ai, nu juc... suntem mari acum. Terminăm liceu. A venit directorul și ne-a tuns zero pe toți. Toți eram ca Elisei. Am protestat, am plâns, o să fim rău pe tablou, o să urt. Eram pendicostal toți, pe tablou. Toți băieții. Okay? La grămadă te poți aștepta la orice de la ei. Și de aceea, mai ales tinerilor, aveți grijă la ce grămadă vă duceți. Că ar putea să iasă foarte rău. Cred că părinții care au venit să audă tragedia aceea că doi urși au făcut un măcel au avut o viață plină de suferință din ziua aceea. Dumnezeu își apără întotdeauna oamenii lui și slujitorii lui. În felul acesta își face debutul, dacă vreți, în lumea profeților Elisei. Dovendind înțelepciune, este calculat, așteaptă să se lămurească lumea singură, că nu poți să o lămurești, știe că trebuie să câștige încrederea acestor oameni, știe că trebuie să fie original, să vadă lumea că nu e o copie nereușită a lui Ilie acum, rămasă odată cu mantaua, și își demonstrează autoritatea sa de profet, apărând onoarea predecesorului său și onoarea sa de profet, atunci când Dumnezeu îi pedepsește pe bazocoritori. Vom vedea, începând din următoarele duminici, că omul acesta va fi folosit de Dumnezeu într-un mod remarcabil și ceea ce îl caracterizează pe Elisei este constanță, este un om de neclintit, știe ce vrea, nu este fluctuant, este un om care își face misiunea și o face cu cinste și cu toată demnitatea. Haideți să încheiem seara aceasta și să ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să dea mai ales tinere generații multă înțelepciune, să oferească de efectele acestea de turmă, nu? care sunt așa de devastatoare. Când ne -am, întâlneam băieții de la liceu, majoritatea fumau și mă obligam și pe mine să trag un fum sau două. Zice că dacă nu trage un fum, ne spui. <laughs> și ca să nu pot să-i spun, nu, trebuia să trag și eu un fum ne, din acela care l-a murit toată viața mea. Nu știu, eu am, am fost născut nefumător. N-am n n -am putut, vicios, să n-ar fi avut nicio șansă la mine. Dar faptul că ești împreună cu ei, te murdărești de aceleași lucruri cu ei. Domnul să-i ferească pe copiii noștri, pentru că vine pedeapsa lui Dumnezeu, vine ursul, vine ursul din pădure într-o zi, la bazjocoritorii credinței și la cei care iau ușor calea lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru noua generație. Să ne rugăm pentru fiecare dintre credincioși și bisericii noastre să fie originali. Să se lasă folosiți de Dumnezeu în modul în care Dumnezeu a planificat pentru fiecare dintre noi, pentru că fiecare suntem un unicat al Universului. Și Domnul să ne dea curaj să fim noi înșine. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să încheiem cu rugăciune seara aceasta.